Bine v-a găsit, dragi prieteni. Astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră la ora de lectură. Am, schimbăm puțin registrul scriitorilor și avem alături de noi o româncă, dar scriitoare de limbă olandeză, care a fost tradusă în română. Romanul Tașa, Mira Feticu, scos la editura Pleiade, vi-l recomand, un roman extrem de bun, care tratează un caz care a făcut mare vâlvă în presă, cazul tablourilor furate de către niște români de la Muzeul de Artă din uh, Rotterdam, nu? Da. Așa, în, 2000, uh, în 2012 a fost, uh, a fost cazul 15, respectiv. 15, Am înțeles 16, că ați avut tombe. acces la dosar. Da. Uh, și așa a plecat uh, ideea uh, romanului uh, N-am avut așa. deloc de gând să scriu un roman despre jaful secolului așa a fost numit și în presa olandeze uh, Nu, nu vroiam decât să uit că a existat și un jaf al secolului făcut de, uh, români. de români Doar că am citit pe pagina de Facebook uh, a Tașei, uh, prietena suspectului principal uh, Radu Dogaru, am citit la studii, școala vieții și cea mai importantă. Și atunci am știut că am o poveste. Pentru că dacă o fată de 20 de ani, cred că avea atunci, scrie școala vieții, uh, înseamnă că are o doză de aroganță și prostie amestecate și pot să exploatezi o astfel de combinație foarte bine. Mi-am dat seama că nu face deosebirea între minciună și adevăr și pentru un scritor um, e un lucru formidabil să ai un astfel de personaj. Așa am început să mă gândesc că aș putea să scriu un roman. Romanul nu tratează strict istoric-jurnalistic cazul. Punea se mută accentul pe persoană, pe drama personală, în special atașei, care era exploatată carne vie acolo în Olanda. Și tu urmărești traseul ei împreună cu autoritățile olandeze, poliția olandeză, poliția română. Tot traseul în România. M-am mirat un pic, așa, am o curiozitate de cititor răsfoind. Cum ți-ai mai reamintit, că cum ai mai descris România, cum ai mai putut? Ai 13 ani, am înțeles, de când. Um, în, în primul rând, vreau să spun că Jaful este refăcut în carte de unul din personajele secundare, tatăl uneia dintre hoți, deci Jaful este povestit în sine în carte. Um, um, România pe care eu o arăt în tașa e o România pe care nu o uit niciodată și n-am să o uit niciodată. E mai degrabă România din satul în care m-am născut eu și am arătat o parte uh, frumoasă a României, sau care impresionează, nu neapărat frumoasă, dar care impresionează, care arată uh, și, și cine e de fapt un om, un, cine sunt oamenii normali. Din carcaliu de pildă. Eu am fost acolo în satul unde s-a născut Radu Dogaru, exact, și am, am discutat cu oamenii, am înțeles că sunt vreo 12 uh, mii de oameni, sau o mie de oameni, jumătate, sunt la pensie, o mie de case sau exact mie de case, jumătate, goale pentru că oamenii sunt plecați uh, muncă să muncă, să muncească în străinătate. Uh, eu mi-am imaginat că acolo trăiesc și oameni normali, chiar dacă uh, cineva ca Radu Dogaru care a explotat, nu numai că a furat șapte tablouri minunate, dar a exploatat o ființă umană și bănuiesc că nu era la prima faptă de genul ăsta. Uh, uh, cred că există acolo și oameni normali și mi-am imaginat că tatăl uh, unuia dintre suspecți este unul din, din, din oamenii ăștia normali pe care eu cu plăcere vreau să-i arăt pe care am vrut să-i arăt unui cititor olandez, să arăt că România, chiar dacă decupezi doar imaginea asta nefericită a unui jaf, România are și ceva frumos de arătat. Poate că sună complicat și poate că sună forțat, dar nu e forțat deloc pentru că avem atâtea românii. O, o iubim această Românie așa complicată și felurită cum e ea. Și eu chiar dacă mă revolt în fața multor lucruri care se întâmplă în România, Admir și iubesc o Românie pe care am cunoscut-o copil sau adolescent, o Românie pe care o port cu mine, care, care poate nu mai există, dar care există în mine. Noi, Românii, suferim mereu așa de un complex de inferioritate și avem senzația că toți ne persecută. În cazul Olandei, e mai accentuată problema. Fiindcă e țara care ne refuză mereu aderarea la Schengen, din punctul meu de vedere, motivat, dar a foarte multora nu. Cum, cum, ne, cum ne privesc olandezii? Facem așa o mică digresiune. Cum privesc olandezii România sau pe români? Ne cunosc măcar? Adică, știu cine e român? Asta a fost șocul meu când am ajuns în Olanda, acum 13 ani, că Olanda nu ne cunoaște. Eu am început să învăț limba cu un stagiu în Biblioteca Centrală din Haga și acolo am descoperit în bibliotecă o carte a unui jurnalist olandez, o udă a lui Ceaușescu din anii 80. Eu m-am -am îngrozit, am cerut voie imediat să, să, arunc cartea, să o fac praf. N-am aruncat-o, am, aruncat am păstrat-o ca pe cum păstrezi un... Da, da un anticariat. Exact, o, 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 ceva oribil, dar care, care, de, care, arată, e simbolul unui timp care te ajută să exact Europa. exact trecut și neîngropat, dacă te uiți la știri și dacă vezi care e situația României, trecut, îngropat și scos iară din, din groapă, cam așa Putem ceva. să amintim un moment amuzant, chiar acum, în timp ce veneam spre redacție, discutam despre o carte excepțională, un prieten de-al un scriitor, Cader Abdullah, la porțile moscheei, exact. că mi a zis că ți-e vecin și din spatele nostru apare un domn în vârstă și zice, mă scuzați că am tras cu urechea, dar am fost șef, am fost șeful unui serviciu de ani, șef al, șeful, șeful serviciului șeful spionaj și mare profesională. Mă să... trisesc că și pe mine, ca român, m-a șocat puțin treaba asta, doar dacă persoana în cauză nu era vreun nebun. Nu, nu era deloc nebun, era o persoană <laughs> bine îmbrăcată, curată, să-i fie rușine că își permite să spună pe stradă oamenilor necunoscuți că a fost șeful spionajului român patru ani de zile. Și că o mai trage cu Și la, că trage la de niște, cu în continuare, să-i fie rușine. Au auzit tiran acolo și s-au prins niște, niște beculeți. Probabil a auzit o discuție interesantă din punct lui de vedere și a vrut să... Cum a fost primit romanul Tașa în Olanda? Cum a fost primit în România? În Olanda foarte bine. A fost romanul care, eu am, care mi-a schimbat viața de scritor. Eu am mai scris, am scris înainte de Tașa două romane autobiografice în olandeză. Primul roman, mai degrabă o carte de, de novele, de novele scurte, și cel de-al doilea un roman despre tranziție, tranziția pe care o, um, tranziția unui emigrant de la viața din Europa de Est spre viața din Vest. Um, tașa mi-a schimbat viața. A trebuit să eu lucrez în Biblioteca Centrală din Haga, sunt director de programe culturale și a trebuit să lucrez mai puțin uh, ca să am mai mult timp pentru lecturi publice, interviuri sau scris, ceea ce e pentru un scritor e grozav. Uh, și eu am fost uimită că un astfel de subiect a interesat pe toată lumea, uh, um, pe diferite niveluri. Adică, jurnalistul e interesat de senzație, um, criticii literari sunt interesați de calitate, ca peste tot. Dar, dintr-o dată, toate nivelurile societății. -au împlinit și exact. E, ceea ce ce grozav. a fost uh, unul uh, garantat. Așa este. Pe oriunde uh, mă duc, uh, uh, aud câte ceva despre tașa. Toată lumea știe cine e Tașa. Ta, ta, Am participat împreună ieri la Muzeul Literaturii Române, la o conferință unde s-a dezbătut soarta romanului român, soarta literaturii române. Au fost niște verdicte destul de dure, date de un țepeniag, a fost un Sorin Alexandrescu, Gabriela Dameșteanu, Tănase, care spuneau că nu suntem deloc cunoscuți afară ca literatură, sau că nu nu contăm, nu că nu am avea calitate pentru că și asta s-a pus în discuție acolo și chiar nu înțelegeam Eugen Sumio eu spunea că suntem autosuficienți nu ne trebuie pe nimeni să ne valideze așa e, un Eugen lucru bun nu e... a ținut un curs la universitate asta n-a fost un, un discurs sau o intervenție e un ținut lucru un bun, curs. e un lucru bun evident, așa e, dar dacă nu ți-l validează cineva din afară nu te știe, nu te cunoaște, nu are cum să te cunoască, e, e, e un lucru simplu uh, se vorbea de George Călinescu care în istoria literaturii române spunea că doar cine scrie în limba română e scriitor român. Tu te consideri un scriitor român sau un scriitor olandez sau ești câte puțin din fiecare? Poate că sunt un pionier, poate că fac parte sau că deschid o generație de scriitori care încep într-o cultură și continuă în altă cultură. Cred că peste 20 de ani um, vor fi din ce în ce mai mulți scriitori în vest. Care vin din altă cultură. Suntem din ce în ce mai mulți cei care venim dintr-o altă cultură și scriem într-o altă limbă. Eu cred că poate că sunt un deschizător de drumuri. Cineva am fost la o lansare de carte săptămâna trecută în Amsterdam și cineva mi-a venit, o, o uh, editoare a venit la mine și mi-a spus: Ești conștientă că scrii istorie, pentru că nu sunt foarte mulți scritori uh, care vin din Europa de Est și scriu în olandeză. Și pe mine m-a atins foarte tare. Lucrul ăsta, pentru că um, eu, când faci un lucru, nu-l faci pentru că vrei să scrii istorie, îl faci pentru că te pasionează, pentru că nu poți să faci altceva, ce? pentru că ăsta e, e tot ce știi să faci. De-aia scriu, scriu pentru că vreau să spun o poveste sau mai multe povești dar așa, așa vedea doamna respectivă, că aș, aș scrie istorie. Eu cred că chiar dacă eu sunt unul dintre puținii care fac asta, peste 20 de ani vor fi din ce în ce mai mulți și, și de-abia aștept să-i văd pe cei mulți care vin dintr-o cultură, cultura lor mai mică și scriu într-o altă limbă în care vorbesc despre locul de unde vin ei. Eu, eu vorbesc cu mare plăcere și cu multă iubire despre locul de unde vin eu, despre. Am fost formată în, în, în limba română, în cultura română. Um, Rămânem da. în continuare cu complexul unei culturi mici și în fața unei culturi mai mari sau și, am și depășit. Cult noua generație depășește în momentul ăsta. Și cultura olandeză e o cultură mică. Sunt puține culturi mari. Culturile mari. Uh, poate că e cultura franceză, poate cultura uh, americană dar, dar de sincer eu n-aș da doi bani uh, pe, o, pe cineva care vine într o cultură mare și nu are nimic de spus, chiar dacă e publicat în tiraje imense, dar, dar cineva ca uh, uh, al, cum îl cheamă pe albanez, uh, Cadare, Cadare Ismail, Ismail Cadare, Cadare. Pe cineva ca Ismail Cadare pe mine m-a cucerit din prima clipă, pentru mine el e marele scriitor al Europei deci vine dintr-o cultură mică, da, a avut norocul să fie publicat în Franța, dar a avut și curaj. A avut și curaj să rămână el însuși. Poate că suntem, nu suntem publicați, poate că nu suntem atât de curajoși, dar cine știe? Urmăm, avem tendința de a urma niște tipare sau așa cum spunea Marchez, scriitorii din America de Sud să, au E pe piața europeană pentru că scriu așa cum le vine se exprimă el într-o o scrisoare. Nu urmează linii date, direcții de către critici sau de către edituri. Cred că asta e important în toate culturile, să scrii ce ai tu de spus, să, să spui povestea ta. Sunt normal că sunt scriitori, mai ales dacă ai deja cinci cărți publicate la o editură, editorul îți spune, dar nu vrea să scrii și o carte despre asta sau despre asta. Se întâmplă. Uh, dar nu cred că astea sunt cărțile care rămân în istorie, cărțile care se încadrează într-un timp sau uh, răspund cerințelor cititorilor, cărțile pe care trebuie să se nască, așa cum și un bastard trebuie să se nască, pentru că e dreptul lui, cărțile care trebuie să se nască sunt cele mai importante, cred, cred, s-ar putea să, să, ca o carte care, care trebuie să se nască, să se nască prea devreme și să nu-i fi venit timpul și să fie uitată, se poate dar cred că cel mai important e să rămâi fidel uh, a cine, a, a, să rămâi fidel uh, credinței tale și a ce, ceea ce vrei tu să spui. Uh, tot ieri s-a discutat și e evident că e și cazul tău, e și cazul lui Abdullah. Vorbim de literatura de migrație, un curent slab definit sau. Uh, explicat azi, dar care prinde rădăcini. Exact ceea ce spuneai și tu mai devreme, tot mai mulți scritori care pleacă, migrează din diferite condiții, socioeconomică sau pur și simplu le place altă țară și încep să scrie în limba țării respective. Crezi că va deveni mai puternic curentul respectiv? Se simte deja? Adică îl simți ca fiind... Sunt convinsă. Prietenii mei din Olanda sunt scritori care vin din diferite culturi și care au un status nemaipomenit în Olanda Abdelkader Benali poate că aici nu e tradus, deși cred că e tradus în românește, una din cărțile lui eu lucrez cu el avem proiecte comune el e un scriitor marocan care a venit de copil trăiește în Olanda și-a însușit limba foarte bine și-a însușit cele două culturi trăiește în cele două culturi cu o ușurință la fel de mare e, unul dintre, e una dintre vocile viitorului eu cred că literatura aparține acestei struțocămile Acestei generații care stă cu picioarele înfipte în două culturi Imaginați-vă cât de bogați sunt astfel de scritori Care vin din două culturi Eu vin cu cultura mea, cea română Dar mi-am însușit și ceva din cultura olandeză Sau măcar știu exact cum trebuie să mă mișc acolo Ca povestea să-mi fie auzită eu spun o poveste românească, chiar dacă o adaptez la, la Olanda. Eu cred că românii ar trebui, poate, să-și îndrepte privirea să, sau să fie mulțumiți cu cei care spun astfel de povești, sau cel puțin să-i trateze cu respect sau, sau să-i iubească, pentru că ei sunt cei care deschid uh, drumurile. Și descriu o altă Românie exact ceea ce faci și tu, în tașa. Reușesc să întorci. O imagine negativă, prezentând și o altă, altă situație a lucrurilor, o dramă născută din exact. Sărăcie, arătând, izolare. Exact, arătând de unde vin oamenii, aia. cine sunt. Nu că vreau să-i scuze, niciun fel, dar am vrut să fiu solidară cu tașa care nu avea voce. Am vrut să-i dau o voce. Am avut impresia că are piele pe ochi și că și am vrut să-i dau pielea la o parte. M-a interesat. Um, Uh, m-a interesat faptul că ea nu făcea deosebirea între minciună și adevăr sau că adevărul era o speriată de tare. Unul din motourile cărții este și cum este să spui adevărul, întreaba agenta, uh, o ușurare minți tașa. Deci ea nu face deosebirea, nu făcea deosebirea între minciună și adevăr. Adevărul era probabil mult prea greu pentru ea. Uh, eu am vrut să fiu solidară cu o voce feminină, o fată care se prostituia în, în Rotterdam pentru 150 de euro pe oră. Am primit o scrisoare, acum câteva vreme, de la un client al unei prostituate românce, care mi-a mulțumit într-o scrisoare emoționantă. Inițial, vrei să condamne o astfel de persoană ca femeie? Da. A fost prima mea reacție să-l condamn. Ai fost acolo, ai plătit -o exact. și ai ținut-o exact. sclava exact. Scrisoarea m-a emoționat. Mi-a spus în scrisoare că mi-a citit toate cărțile și că am reușit să-i arăt o Românie pe care nu o cunoștea și pe care începe să o iubească. Că am reușit să-l fac să respecte ceea ce nu cunoștea și nu respecta pentru că nu cunoștea. O scrisoare a unui. Eu știu acum că el e doctor și îl cunosc personal și. și E o persoană minunată care iubește România și care, a, în felul ăsta, a început să-și să, să, să să satisfacă o curiozitate despre România. De unde vine fata aia pe care eu o exploatez? Sau, în sfârșit, cum gândea el? Cine e? Vreau să știu mai multe. M-au imit, imit călătoria pe care a făcut-o el și i-am fost, fost recunoscătoare că, datorită cărții mele, a înțeles mai mult. A, a, și poate că respectă mai mult o prostituată româncă data viitoare. Sau poate că nu mai merge poate la nu prostituată. Nu mai merge la ea. Da, asta, asta ar fi morala, concluzia. Uh, cum am spus la început, nu avem o literatură foarte cunoscută în afară, trebuie să acceptăm faptul ăsta. Uh, aș vrea să vedem cum sunt, cum e literatura română receptată în Olanda. Când ai fost, ai găsit ceva? Ai găsit da. un scriitor de care să se știe, să se vorbească? Normal. În primul rând vreau să spun că noi în Haga avem un festival de literatură, poate cel mai mare festival de literatură din Olanda, de Winternacht. Și anul trecut a fost invitat unul dintre invitați. Cărtărescu, Mircea Cărtărescu anul ăsta, în ianuarie a fost invitată Magda Cârneci colegii mei de acolo, pentru că eu lucrez și pentru festival, încă vorbesc despre Magda Cârneci, cât de impresionați au fost și despre Cărtărescu, a fost aceeași poveste, sunt impresionați de cât de um, cât de speciali și cât de puternici și ce povești grozave, ce intelectuali desăvârșiți sunt scritorii români, acești doi scriitori care au venit Uh, uh, eti, e, 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 e ca în uh, acea zicală uh, veni vidi vici. Au venit și au învins. Au lăsat o impresie nemaipomenită. Am fost, eu am fost mândră. Mândră că sunt româncă. Uh, și datorită acestor doi scritori minunați care au venit de vin și, și au arătat o Românie care merită povestită. Uh, Povestea ei tu că olandezii s-au activat brusc și au devenit interesați de literatura română și după premiul Nobel de Herta Müller, care, da, sigur, trebuie să-l spunem, mi a luat ca scriitoare de limbă germană, nu ca scriitor român, dar impactul a fost unul major și pentru noi, nu? Da. Eu sunt o mare fană a Herta Müller și am comentat cărțile ei, am un club de carte în Rotterdam, Carmen Silva, inițiat de o doamnă minunată, Andrea Tönissen, o româncă care trăiește acolo de mulți ani. Cred că e consulul cultural al României la Haga, fără cred, e cu siguranță. Întâmplător, în perioada asta e în România, am cinat cu ea ieri seară. E o doamnă care face un... care, care arată permanent o față care merită cunoscută a României. Oricui are urechi să audă, oricui are ochi să vadă, care face proiecte minunate, are proiecte minunate și care organizează acest club de carte la Rotterdam pe care îl moderez eu. La acest club de carte am discutat cam tot ce s-a publicat în olandeză din cultura română. Cam tot. Poate că mai sunt două, trei nuvele în rumense moderne fărhală Uh, o carte de nuvele românești, cronologic, traduse de Ian Willem Bos. Um, am fost uimită de cât de receptivi sunt olandezii la literatura română și dacă vorbim o nuvelă, nu putem, pentru că e un public străin, nu putem să vorbim doar de calitățile literare, facem și istorie, deci trebuie să încadrezi nuvela în istorie, să povestești, deci când a fost scrisă, de ce a fost scrisă, cine era scritorul, ce fel de viață a avut, de ce a fost închisă și în general discutăm într-adevăr perioada comunistă și am discutat și Herta Müller și ei au fost fascinați de Herta Müller și de stilul ei, nu doar de, de, de adevărurile pe care le spune Herta Müller sau de cărțile ei sau de puterea pe care o simți citind o carte a Hertei Müller. Ai mai venit cu o carte, am, te rog să ne-o prezinți în olandeză. Da, Sunt eu, convins că cititorii o să înțeleagă exact titlul de pe copertă. Titlul olandez sună de zic de fan cortiache, dar de fapt eu l-aș traduce cu un titlu minunat românesc, Boala lui Calache. Boala lui Calache, da. De fapt, da. De fapt este boala comunismului în cartea mea, e o boala comunismului pe care... Personajul meu încearcă să, să o vindece, să se vindece de un trecut de un trecut care îi stă în spate ca o cocoașă și pe care nu poți să o dai pur și simplu la o parte doar pentru că acum trăiești în vest. Uh, e o tranziție grea și e o tranziție care te schimbă, care, care, care te transformă în altcineva uh, și, și poate că ai momente când nu te mai recunoști și nu știi încotro uh, și pe mine m-a ajutat să scriu despre trecutul meu, m-a ajutat să-mi să, 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 să păstrez încă ceva din identitatea mea veche ca să zic așa ceva, prin scris să arăt măcar altora cine sunt o persoană care ai trăit comunismul și ai da. prins revoluția ai da. activat la Radio România actualități da, am fost o jurnalist perioadă, la Radio România mai actualități mai practic în continuare jurnalism da. deci chinezii au o vorbă, fie să treci vremuri interesante, ai trăit vremuri interesante și acum e cazul să le spui nu s-a epuizat subiectul ăsta al perioadei comuniste al lagărului comunist cum să se epuizeze mai sunt străinii uh, receptivi la el când iată avem Siria, Iran Afganistan uh, istoria se repetă în fel și chip în, în, într-un fel monstruos și în chipuri monstruoase aș, vrea să, aș putea să spun acum câteva luni a apărut uh, o carte în uh, Olanda scrisă de un uh, scritor olandez, întâmplător fiul unei, unui dintre, unuia dintre cei mai bogați uh, olandezi, uh, care a scris o apologie a comunismului. <laughs> uh, Gustav Peik îl cheamă. A, o, o apologie a comunismului, eu nici n-am știut cum să reacționez. Eu, am, eu am, am scris pe... El e o persoană minunată, îl cunosc, îl invit, eu produc o emisiune uh, printre programele noastre unde el a fost invitat al nostru, eu m-am ferit să-l să întreb pentru că știam că nu mă pot, nu mă pot abține să, să nu fac un scandal, pentru că un, a fost o dovadă vie că vestul nu înțelege estul, că nu are cum să înțeleagă nimic dacă n-ai trăit așa ceva, nu ai cum să înțelegi. Ajung să scriu apologia a comunismului. Nu e, o să fie niciodată un subiect epuizat. În primul rând, atâta vreme cât Iliescu nu e condamnat, cât nu plătește pentru ce a făcut, cât. Uh, uh, aceeași când oameni se rulează, când lucrurile nu se schimbă, când, când eu am deschis televizorul, sunt aici de două zile și deschid televizorul și mă îngrozesc. Uh, și mi s-a părut o boală să vorbești ore în șir fără să poți să tragi o concluzie ce văd la televizor. Sunt oameni care vorbesc ore în șir. Ore în șir. Deci, olandezii nu vorbesc. Adică, olandezii muncesc, no, fac lucruri noastre, exact, de, de noapte exact. Unde... deci atâta vreme cât Iliescu nu e condamnat comunismul cel românesc nu e puizat e ca și cum am ține un dinozaur uh, și îl lăsăm să muște și să omoare și să-l ținem într-o grădină zoologică fără să ne dăm seama că noi suntem grădina zoologică și că victimele suntem noi uh, Nu cred că pentru mine personal nu va fi niciodată puizat, chiar dacă trebuie să mă abțin, mă abțin în fața fiicei mele să iară să vorbesc de comunism sau de sărăcie sau de foame sau de oamenii sărați sau așa mai departe. Mă abțin de foarte multe ori, dar e ca și cum uh, îl port cu mine. E ca și cum uh, face parte din mine comunismul. Nu o să-l uit niciodată. Îți propun să închem într-o notă mai optimistă. Trăim într-o perioadă a topurilor. Nu o să șer să faci un top 10, dar ți-a spune, te-aș ruga să ne spui ce scritori români citești, ce cărți mai citești. În literatura română. Am citit-o pe Magda Cârnei, îl citesc pe Cărtărescu, l-am discutat tot ce-i tradus în uh, olandeză. Uh, citesc cu mare plăcere uh, scriitorii pe care i-am studiat eu la școală și nu cei moderni. Uh, îmi pare rău, îmi cer scuze, cei, cei moderni sau moderni, cei de acum, postmoderni, mm. îi citesc mai puțin, dar poate, pentru că nu am acces. Dar sunt o mare fană, Ion Mureșan. Poetul, o mare fan. i-am discutat poezile în olandeză, um, a, prin poezile lui le-am arătat olandezilor ce e poezia. Olandezi care nici nu vreau să citească poezie, și de, după poeziile lui Ion Mureșan au vrut să citească mai multă poezie. Mie mi s-a părut minunat, mie mi s-a părut extraordinar să aduci un poet din România care nu e atât de cunoscut în străinătate, ca să-i convingi pe olandezi că poezia merită citită, nu a lui, ci poezia în general. Iată ce, ce, poezie minunată avem în România. Ion Mureșan, deci citesc cu plăcere, dar citesc Vasile Voiculescu, citesc în continuare Caragiale, citesc Eminescu, citesc Arghezi, citesc Filipide, adică sunt cărți pe care le am la mine. Crezi că un olandez ar putea să înțeleagă o scrisoare pierdută cu... Uh, nu cred, Toată sincer. viața politică dâmbovițeană? Cred că dacă, îi, mai, dacă îi, îi, îi explici o scrisoare pierdută, ar pricepe. Cred că trebuie întâi să-i faci o introducție, o introducere. Deci trebuie o, o subtitrare exact, la piesă, exact. se întâmpla în perioada exact. aia, la exact. noi își pagă, e exact. spagă, șantajul cu o că merge mai departe și așa mai trebuie departe. Trebuie într-un fel să-i traduci nu doar în limbă, dar și, să, și, și mentalitatea să-i traduci într-o oarecare măsură. Mira Feticu, îți mulțumesc foarte mult. Tașa, roman tradus, așteptăm cu nerăbdare. Există ceva în plan pentru traducerea și celorlalte? Încă, nu, alte, încă sau... nu. Următorul meu roman apare în ianuarie uh, și în traducere românească titlul sună Toți tații mei. Uh, acum suntem cu editorul meu, căutăm copertă și uh, sunt niște... Uh, E o, e o perioadă grozavă, efervescentă eu trimit romanul la el am scăpat, îi trimit coperta am trimis un rezumat deci și după aia aștept aștept să apară Bă, ne, te așteptăm și noi atunci când o să ieși cu romanul, să reluăm discuțiile și poate lucrurile să mai bune. înțelegeți te că o să avem un tom mai optimist legat mai mult scriitori români cu, 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 afară siguranță, și, cu, siguranță. Și, cu siguranță din punctul ăsta de vedere eu sunt foarte optimist avem o literatură minunată care va fi cunoscută Tașa, mira feticu, mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc.